Zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și închinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preamărească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte pacei tuturor și Duhului Tău, fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Înțelepciune. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov citire. Să luăm aminte. Fraților, luați ca pilde de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice al jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Pace ție celui ce ai citit și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Domnului tău! Din Sfânta Evanghelie, cea după Luca, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iisus l-a întrebat ce este scris în lege, cum citești, iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din toată vârtuta ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine însuși, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se coborea din Ierusalim în Erihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus, lăsându-l abia viu. Și din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător venind lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănele, turnând pe ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, a dat gazdei și a zis: ai grijă de el. Și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci, care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis: du-te de fă și tu asemenea. Mărire ție, Doamne, mărire! Ne
pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți și acelora care se pomenesc la această sfântă taină și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Stiv și viitor de oameni, Dumnezeuie, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte pace tuturor și Duhului Tău, tăria mea și cântarea mea este Domnul. Și s-a făcut mie spre mântuire. Înțelepciune. Din epistola către romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat plăcerea sa, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Că toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Pace ție, cititorule! Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Evanghelie de Luca, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el, Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Văzând însă aceasta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, a spus, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc-mi pe tine. Iar Iisus a zis către el, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască.
cunoscă pe cel pierdut. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, famare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți și a celor ce se pomenesc în taină, ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iosif și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pacei tuturor. Și Duhului tău, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din Epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-mă amaramă sunătoare și timbal răsunător. De aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. De aș împărți toată averea mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Pace ție celui ce ai citit. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Evanghelie cea după Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată afară și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, povățuindu-și și zicându-le,
în căile păgânilor să nu mergeți și în oraș de samarineni să nu intrați, ci mai mult mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Pe unde veți merge, propovăduiți și spuneți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți înviați, scoateți afară pe demoni. Când dar ați luat, când dar să dați. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți și a celor pomeniți la această sfântă taină și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte pace tuturor. Bunului Tău în orice zi te voi chema de gram auzi. Înțelepciune. La a doua către Corinteina Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, noi suntem Biserica Dumnezeului Celui Viu, precum Domnul a zis, voi locui în ei și voi umbla, voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor vosebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, iar eu vă voi primi. Voi fi vouă tată, iar voi veți fi mie fi și fiice, zice Domnul la toți viitorul, avându-i aceste făgăduințe iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșind sfințenia, în ferica lui Dumnezeu. Pace ție, cititorule! Lui Tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, venind în casa lui Petru, Iisus a văzut pe soacra acestuia zăcând cea prinsă de friguri și s-a atins de mâna ei, iar frigurile au lăsat-o și s-a sculat și slujea lui. Băgându-se seară, a adus la el mulți îndrăciți și a scos afară duhurile numai cu cuvântul și toți bolnavii a tămăduit ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul Isaia, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Văzând Iisus popor mult împrejurul său, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Atunci a venit la el un cărturar și i-a zis: Învățătorule,
voi să te urmez oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenicii i-a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Iisus însă i-a zis, vino după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Și intrând în corabie, ucenicii săi au mers după dânsul. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Ești pe noi, Dumnezeule, pomare, mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu prezent și a celor ce se pomenesc la această sfântă taină, ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte pacei tuturor și Duhului tău în orice zi te voi chema de grabă, mă auzi. Înțelepciune! În epistola a doua către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, căci peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care ne dăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora, să fie prilej de mulțumire, adusă de către mulți pentru noi. Pace ție celui ce ai citit și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pacei tuturor. Și după Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luându-și candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau nebune. Cele nebune, luându-și candelele lor, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar întârzi mirele au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și și-au împodobit candelele lor, iar cele nebune au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru,
că se sting candelele noastre, dar cele înțelepte au răspuns zicând, pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați. Plecând însă ele să cumpere, a venit mirele și cele care erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Dar el răspunzând a zis, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceia privegheați, căci nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul omului. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție. Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezent și a celor pomeniți la această sfântă taină și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte pace tuturor și Duhului Tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Înțelepciune din Epistola către Galateni a Sfântul Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mârni de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții. Luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-ne sarcile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Pace ție, cititorule, și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea,
s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și altă femeie hananiancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii săi, îl rugau zicând, dă-i drumul, că-ți strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât mai câte oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea fiilor, ci să o arunci câinilor. Dar i-a zis, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cadă la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Pe noi, Dumnezeu, redu-vă mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu prezenți și a celor ce s-au pomenit la această sfântă taină, ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte pace tuturor și Duhului tău. Să nu întorci fața ta de la robul tău, când mă necăjesc de grab, mă auzi. Înțelepciune. Din Epistola 1 către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, vă rugăm dojeniți pe cei fără de rânduială. Îmbărbătați pe cei slabi la suflet. Sprijiniți pe cei neputincioși. Fiți îndelung răbdător față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune, unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți, prorocirile să nu le disprețuiți, toate să le încercați. Țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi, desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană, întru venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Pace ție celui ce ai citit și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău.
Evanghelie, cea după Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om cu numele Matei, care ședea la vamă, și a zis acestuia, vină după mine, și sculându-se, a mers după dânsul. Iar când ședea Iisus la masă în casă, mulți vame și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și farisei, văzând una ca aceasta, au zis ucenicilor săi, pentru ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iar Iisus, auzind, a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși și cei bolnavi. Deci duceți-vă de învățați ce înseamnă cuvintele, milă voiesc, chiar nu jertfă, căci n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu prezenți și a celor care s-au pomenit la această sfântă taină și pentru casării să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Stiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Oh.